Roxana Ciucă, avem și informații pe surse de la CSM, către care aruncă acum mingea în flăcări domnul Tudorel Toader. Ce-ți spune CSM-ul, ce a reușit să afli? Bună seara, Sandra, bun găsit, doamnelor și domnilor. Informații în exclusivitate, obținute în urmă cu doar câteva minute, dar din partea celor de la Consiliul Superior al Magistraturii, dar mă uit pentru că din clipă în clipă Augustin Lazăr trebuie să părăsească parchetul general și sperăm să se oprească și să vorbească de această dată cu noi domnia sa pentru a avea prima reacție la cald, așa, după anunțul mult așteptat al lui Tudorel Toader. Bun, Sandra, aș vrea să vă citesc câteva dintre informațiile pe surs obținute de la cei de la CSM. Vin și spun așa: noi de la Consiliul Superior al Magistraturii nu avem competență pe așa ceva. În ce temei cere CSM să dea acordul? CSM nu are competența legală de a se pronunța pe așa ceva. Nu există, repetăm, temei legal pentru solicitarea domnului ministru. Noi așteptăm solicitarea scrisă și ne pronunțăm tot în scris. Îl așteptăm pe domnul procuror general pe data de 13 noiembrie la CSM pentru a-și susține acele puncte de vedere. Știm prea bine, Sandra, că așa spune procedura. Iată, CSM-ul vine și spune: este ministru al justiției, de ce ne cere nouă acordul ca să publice acea ordonanță de clasare din anul 2013. Am înțeles, este o persoană care s-a dus la Direcția Națională Anticorupție și a făcut acea plângere pe numele lui Iohannis, mai apoi a fost clasată și apare semnătura lui Lazăr. Vedem ce are de spus Augustin Lazăr și cât mai stă aici la parchetul general, că de azi dimineață l-așteptăm să vină și să aibă o reacție. Mâine însă cei doi se vor întâlni. Unde? Fix la CSM, pentru că este plen. Și vin atât Augustin Lazăr, cât și ministrul Justiției. Mâine vin acolo, vor da față în față. E cunoscut conflictul între ei și la CSM, pentru că își aruncă așa de fiecare dată săgeți. Cam astea sunt informațiile de ultimă oră, să spunem așa, Sandra, pe care am reușit să le aflu din partea celor de la CSM, care spun: domne, noi acum nu avem ce să publicăm. În dosarul respectiv nu era nicio ordonanță de clasare, i-am și dat lui Lazăr un răspuns scris și nu înțelegem de ce domnul ministru ne cere nouă acordul ca să publice acele lucruri. Noi nu avem ce acord să-i dăm, că nu avem competență pe așa ceva. Rămâneți însă alături de noi pe Antena 3, pentru că de îndată ce iese Augustin Lazăr, noi imediat în următoarea secundă vom reveni în direct la tine, Sandra.